thank you Bine, salutare și bine m am găsit la un nou clip. De această dată am să vă arăt cum îmi editez eu un clip video și cum îmi aleg muzica pe care o auziți voi în clipurile mele și mai ales pe live-uri. Iar în următoarele minute voi trece prin procesul de editare audio-video al unui clip. Cu siguranță cei care vor să creeze content acest clip le va fi de ajutor, însă nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles, să aștept și comentariile voastre dacă voi ați încercat până acum să editați un clip. Iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Bineînțeles, acest clip a fost realizat la inițiativa Epidemic Sound care au lansat o provocare în care creatorii de conținut explică cum își aleg muzica în clipuri și procesul de editare. Așa că, haideți să trecem la treabă și să vedem ce avem de făcut pentru a livra conținut de calitate comunității mele. În primul rând, avem nevoie de un program de editat. Eu utilizez Camtasia și sunt foarte mulțumit de acest program. Iar în al doilea rând, avem nevoie de Epidemic Sound pentru a alege melodia pe care o vom pune pe clipul nostru, așa că am să vă las link în descriere pentru a încerca și voi platforma. Aveți 30 de zile în care puteți testa această platformă. Ok, iar acum suntem în aplicația de editat în Camtasia și am să vă arăt exact pașii pe care eu îi urmez. Vedem aici că am deja clipul pe care l-am înregistrat și trebuie bineînțeles să-l trag în partea aceasta. Eu am deja câteva chestii selectate de la bun început și anume intro-ul, butoanele de social media și bineînțeles avem și outro-ul în partea aceasta. Însă pentru început va trebui să trag până în partea aceasta tot clipul, după care va trebui să-mi selectez zona de audio și să-mi editez bineînțeles sunetul. Aici tot timpul dau audio compression, după care selectez nivelul de decibel cât de tare să se audă vocea mea și aici selectez 150. Bineînțeles avem și zona aceasta de noise removal pentru a nu se auzi lucruri ciudate de pe fundal, însă foarte important este să scoatem aceste spații pe care le vedem aici. Acest lucru se realizează foarte ușor, trag foarte puțin de partea aceasta, după care duc aici și la fel și în zonele acestea unde nu am voce, fac același lucru până ajung să termin practic tot clipul. Deci ăsta este primul pas, ca să zic așa, foarte important, în care scot toate spațiile acestea libere, tocmai pentru a avea cursivitate atunci când vedeți voi clipurile. Iar ulterior, după ce fac acest lucru, urmăresc clipul la scul și văd dacă lucrurile sunt ok. Durează destul de mult tot acest proces, dar la un moment dat obișnuiești și practic lucrurile devin din ce în ce mai ușoare. Ok, acum că am terminat toată partea aceasta și am scos toate spațiile unde nu avem voce, vedeți acum cât de bine se vede absolut totul, trebuie bineînțeles să îmi selectez anumite chestii și anume avem acest pop-up unde avem like-ul, bineînțeles și abonarea, avem și discordul aici în partea aceasta pe care trebuie să le pun tot timpul pe clipuri. Așa că eu trebuie să urmăresc clipul și să văd exact de unde trebuie să înceapă acest pop-up. Baby challenge însă înainte... Și vedem că practic el pornește perfect de aici. După ce am făcut chestia aceasta, verificăm dacă și cel de-al doilea pop-up este ok pus. În episodul trecut am avut și vedem că pleaza și acesta foarte bine. La început de clip aici trebuie să adăugăm o tranziție destul de interesantă pe care eu o folosesc tot timpul. Am aici mai multe tranziții și odată ce este aplicată verific dacă totul este bine așezat e bine, salutăm. Și am văzut că s-a așezat foarte bine, este practic în aceeași concordanță cu sunetul acesta. Și după ce am făcut toate aceste lucruri, mai avem aici outro-ul, cel de final, pe care va trebui să-l mutăm la final de clip. Și odată ce l-am adus în partea aceasta aici, va trebui din nou să punem o tranziție, folosesc tot timpul acest glow și îl punem în partea aceasta, vedem dacă totul este ok, perfect, la fel trebuie să-i dăm și sunetul. Și acum urmează partea interesantă și aceea de a adăuga o melodie pe fundal, pentru că altfel se aude destul de sec, așa aș putea spune. Dar dacă adăugăm o melodie pe fundal, lucrurile se vor schimba destul de mult. Însă este foarte important atunci când adăugați o melodie de fundal, oarecum melodia să fie în concordanță cu ceea ce prezentați în imagine. Spre exemplu, dacă avem un clip vesel, la fel și melodia trebuie să fie veselă. Dacă avem un clip ceva mai trist, la fel muzica trebuie să fie în aceste note. Asta ca să știți și voi. Așa că acum vom merge pe Epidemic Sound să alegem de acolo o melodie care să se potrivească cu clipul nostru. Și suntem pe Epidemic Sound, o platformă foarte bine gândită și cu o mulțime de melodii. Bineînțeles, avem și trendingul, ce se downloadează cel mai mult. Avem și esențiale, creator, spre exemplu, în funcție de ceea ce creați voi. Spre exemplu, dacă sunteți vloggeri, puteți lua muzică specială pentru vlogger, la fel și pentru travel. Dar pe mine mă interesează să adaug o melodie în clipul meu, așa că pot să dau aici o dată pe browse, să mă uit direct pe genuri, moduri sau să aleg o anumită tematică sau efecte de sunet. Acestea sunt și ele foarte importante într-un clip, dar pentru mine ca să fie foarte ușor, merg în partea aceasta aici și vedeți că am mai căutat eu lucruri în trecut pentru clipurile mele, dar de data aceasta am să aleg din nou ceva de aici cu Kids. Și am aici mai multe topicuri de unde pot alege, însă am câteva melodii puse în partea aceasta, adică câteva mai multe și trebuie să stau să le ascult pe fiecare în parte și care mi se pare mie mai interesantă pe aceea o voi downloada. Și vedem, spre exemplu, melodia aceasta pare destul de interesantă, dar haideți să mai căutăm. Deci avem foarte multe opțiuni de unde putem alege. Avem și timpul în partea aceasta, aici genul dacă melodia este veselă, spre exemplu, ceea ce caut eu. Și asta mi se pare destul de interesantă. A început foarte bine și pot să dau mai în față să văd exact dacă sună bine. Ok și sunt în regulă cu această melodie, pot să-i dau bineînțeles și un like aici dacă vreau să o păstrez și pentru alte clipuri viitoare, dar aici ne interesează acest buton de download și aici putem să luăm tot mixul acesta sau putem lua doar melodia, avem și formatul, spre exemplu eu folosesc MP3 și va trebui să dau download. Și odată ce melodia am downloadat-o, am urcat-o bineînțeles în platformă, iar acum dacă o pun aici, vedem frumosel absolut toată melodia, însă nu pot să o las la sunetul acesta pentru că nu s-ar mai auzi vocea mea și eu mi-am setat deja niște lucruri, știu exact nivelul la care trebuie să pun muzica pentru a se auzi corect și aici doar trag ușor până la nivelul 8, așa mi-am setat eu ca să se audă foarte bine, iar în partea aceasta selectez nivelul de 50. O altă chestie ce mai puteți adăuga este o chestie de intro, aici selectez eu cumva până în partea aceasta și haideți să vedem cum s-ar auzi melodia pe clip. Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip de Sims 4 de această dată și vedem că se aude acolo melodia. Dacă se aude mai încet putem să o dăm puțin mai uh, tare. Hundred Baby Challenge însă înainte de a începe nu uitați să lăsați și voi un like și bineînțeles puteți adăuga un colaj destul de extins în clipurile voastre, nu ne neapărat o singură melodie puteți să adăugați în funcție de exact cum a zis starea clipului, puteți să puneți câte melodii vreți voi. Și acum practic noi avem tot clipul nostru, însă melodia se pare că este mai lungă decât clipul, așa că va trebui să o tai cumva de aici. Bineînțeles, partea aceasta voi trage exact până unde se termină clipul, iar la final tot timpul trebuie să avem acest fade-out pentru a nu se termina melodia foarte brusc. Selectăm undeva în partea aceasta și hai să vedem acum dacă practic se unește corect și nu se aude foarte urât. Totuși, să reușesc să-l duc la bun sfârșit acest challenge. Și vedem că practic melodia se oprește ușor și începe melodia de final și practic am acesta este tot clipul pe care am vrut să vi-l prezint. Nu mi se pare ceva foarte greu, dacă exersați de câteva ori cu siguranță va fi mult mai ușor. Totodată vă ajută foarte mult muzica pentru că schimbă foarte mult tot clipul, ca să zic așa. Exact cum am zis, am să vă las în descrierea acestui clip linkul către Epidemic Sound dacă vreți să încercați și voi. Bineînțeles, 30 de zile aveți la dispoziție, după care puteți să luați un abonament care nu este foarte scump. Așa că acesta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles, aștept și comentariile voastre, iar până la un nou clip eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!